Bună ziua, bună ziua! Astăzi o să facem o rulada de carne îmbrăcată în crustă. O să avem nevoie de circa 600 de grame de carne. O 100 de grame de pâinică înmuiată în apă. Pentru umplutură, pentru compoziție, o să avem nevoie și de un ou. Parmezan, circa 50 de grame. Un praf de sare. Piper. Pătrunjel. O să punem în interior cașcaval afumat. Și în exterior o să avem nevoie de aluat simplu, făcut cu untură, cu apă, cu puțină sare și cu făină. Este aluatul de la Libii și eu am să fac crustă. Și într-un bol o să punem toate ingredientele. Și o să începem. O să punem carnea, o să o punem pe toată așa aici. Apoi o să punem un ou. O să punem mai unul. Unul o să-mi trebuiască pentru uns. Îl dau deoparte. O să punem și parmezanul. O să punem puțină sare. Puțin piper. O să punem pătrunjelul. Îl punem pe tot. Și pâinica. Aici am 100 de grame de pâinică muiată în apă. Și acum, această compoziție o să o amestecăm cu mânuța. Amestecăm bine, bine, bine. Rețeta este simplă, simplă. Și aluatul pentru crustă este făcut din 40 de grame de untură, 250 de grame de făină, un praf de sare și cam 160-180 de grame de apă. Eu l-am făcut aseară. Eu îl folosesc și pentru lipici, e și pentru testarea de la cuptor. Este foarte bun. Mai amestecăm puțin. Fiecare condimentează cu ce îi place. Eu condimentez doar cu sare și piper și puțin pătrunjel. Cu parmezan, un nou și cărniță. Am amestecat, cred că de ajuns. Încă puțin. Am să dau deoparte. Și aici am aluatul, gata făcut. L-am făcut aseară. Cum arată? Și acum am să-l întind. Aici am un fund. Să dau deoparte umplutura. Așa. Aici am aluatul.
S-a mai ajut cu puțină făină. Și să-l întindem. Încerc să-l întind cât mai uniform. Așa. Aici am o foaie de hârtie. Bună seara, bună seara, bine ați venit! Am făcut o foaie de hârtie mai mare. Am luat-o. Aici avem pentru aluatul pentru crustă. Acum o să dăm formă la rulada noastră. O să o punem așa deasupra aici. Și în interior am să-i pun, o să-mi dau deoparte. Am să pun aceste biluțe de cașcaval. Îl fac simplu în seara aceasta. Așa. O să vedem cum să-l facem. Să tăiem. Să tăiem șuvițe. Și după aceea îl dăm cu ou bătut și îl băgăm la cuptor. Acum să-l împletim. O să iasă bunătate. Așa. Și garnitura o puteți face cum doriți. Eu am să-i fac o garnitură din orez simplă, cu
puțină ceapă prăjită și cu și cu orez. Așa. Am să pun aceasta așa aici, am să ridic. Ia uitați cum arată. Acum îl punem într-o tavă. Eu aici mi-am pregătit deja o tavă. Și o să-l dăm cu ou bătut. Aici am ușorul bătut care mi-a rămas. Cu ușor bătut batem oul și o să ungem așa pe deasupra. Nu știu dacă se vede. Așa. O să ungem pe deasupra și o să dăm la cuptor. Ați văzut ce repede se face. Durează mai mult cât stă în cuptor. Este foarte simplu de făcut și foarte bun. Acum îl dau la cuptor, închid bucătăria și ies. Și intru când este gata. Ia uitați. Așa. Acum o să-l dăm la cuptor, la... Nu se vede, că alunecă. La, să-l dau la 180 de grade, cam o jumătate de oră, 40 de minute. A stat aproximativ o oră în cuptor. Și cu oul rămas, l-am uns de câteva ori. Am deschis, am mai uns, am deschis, am mai uns. Și a ieșit așa. Așa arată. Și am să tai. Să vedem cum este și interior. Ia să vedem. Ia uitați. Este fierbinte. Interior. Nu știu dacă se vede. Este fierbinte. Este zimos. Ia uitați. Rulada în crustă. Vă urez poftă bună și vouă. Vă doresc multă, multă sănătate și numai bine. Și ne vedem cu o altă rețetă în direct într-o altă zi. O seară frumoasă tuturor și numai bine vă doresc. Vă pup dulce pe toți. La revedere!